vă rog, la finalul conferinței, dacă aveți întrebări, cu foarte mare relaxare, sunteți invitați să le adresați invitaților noștri. Matei Georgescu, îți mulțumesc că îmi lași onorurile din când în când de a face eu prezentarea invitaților. De ce se întâmplă asta? Pentru că există situații speciale în care poziția ta de gază a acestor întâlniri, conferințe de la Spirul Haret, de multe ori este mai degrabă potrivită ca invitat alături de invitații speciali. Ești psihanalist și o persoană care se află în poziția corectă să vorbească despre ce înseamnă această carte, teza pe care Luigi Zoia o propune în psihanaliză și despre cum ne putem raporta la ideile acestui obiect de cunoaștere. Mulțumesc, Andrei, atenția și o să încep cu un scurt capitol de mulțumiri pentru că pot să trec peste, deși ați auzit până acum. Vreau să mulțumesc, în primul rând, doamnei profesoare și proiector Laura Goran pentru faptul că cu toate că are o agendă foarte încărcată și un efort deosebit s-a aflat aici și a deschis sub auspicii remarcabile în seara aceasta. Mulțumesc, doamne profesor universitar proiector, doamna Carmen Costea, pentru faptul că suntem în echipa care, iată, a condus la, până acum, într-un mod, cum să zic, tineresc, la 14-a întâmplare și, așa cum a spus doamna proiector Laura Goran, vă așteptăm până la numărul 100 cel puțin. Mulțumesc apoi editurii Herald și mă bucur și mă simt ca acasă întotdeauna în evenimentele pe care le organizăm împreună. În seara aceasta, în plus, Sol Mentis, Suflet și Educație, care de fapt este și ideea proiectului Spiritualitatea în Serviciul Educației, și anume a încerca să repunem, precum a făcut Spirul Haret, în centru valorile educației, valorile perene. Acum, în raport cu poziția mea de psihanalist, o să încep cu un citat care mi-a atras atenția. Freud către Jung. Trebuie să facem din teoria libidoului un bastion de neînvins în fața șuvoiului de mâl negru al ocultismului. În momentul am reținut această, din prima, fără să, nici n-am repetat pentru dumneavoastră, și m-am gândit de atunci unde să merg. Știți, ca un șoarece care își taie gâtul într-o lamă, că nu știe, cașcaval sau șuncă, cașcaval sau șuncă, și în felul ăsta își taie gâtul. Eu am ales totuși partea freudiană, deși știu ce înseamnă Jung. Mă bucur să văd în sală mulți analiști jungieni, practicieni jungieni. Știu că doamna profesoară Mihaela Minulescu, care a fost conferința trecută pe această scenă, s-a străduit să dea curs acestei mișcări. Este un domeniu fascinant. Luigi Zoia este o personalitate fascinantă, de o detentă culturală remarcabilă. Nu mi-a fost foarte greu să pot să-i fiu interlocutor. Probabil că am reușit 32%. O să vedeți dumneavoastră eventual și sigur, când spun 32%, mă bucur pentru că este o afirmație non-arogantă. Ca să revin la chestiunea aroganței. Și acum, legat de carte, o să încep cu o zonă, să spun, culinară sau alimentară. Și cu o veste bună. Dacă doriți să continuați să mâncați de plăcere și să tot mâncați, până când ajungeți la 100 de kg, 200 de kg și așa mai departe, avem o soluție perfectă. Operația pentru scurtarea tubului digestiv. Este o operație foarte plăcută și ușoară, așa cum ne recomandă chirurgii care o fac. Prin urmare, este mult mai simplu să-ți scurtezi un organ decât să încerci să gestionezi o dorință. Pe această mișcare se constituie toată problematica limitei. Societatea actuală, și ceea ce vă spun acum am învățat dimineața de la domnul dr. Zoia, societatea actuală este o societate care fuge, practic de fapt nu o fugă, un maraton, știți că e cotidian și permanent, un maraton în realitatea externă. Și atunci, tot ceea ce vrem să reglăm intern, se face prin intermedii externe. Numai că intermediile externe sunt epuizabile, însă dorința nu este epuizabilă și crește tot timpul. Am învățat de la domnul Zoia că timpul liniar în care ne situăm, un timp liniar al dezvoltării permanente și continue, este timpul modernității.
și că acest timp este un timp dezechilibrat, un timp care întotdeauna va balansa și va merge spre un anumit polar, fără a-i da curs și posesie de expresie și polarului compensator, așa cum se întâmpla în timpul ciclic. Un timp istoric, revolut, din păcate, astăzi, în care exista și zi și noapte, și iarnă și vară. O, noi astăzi, dacă ne-am cumpărat termopane și aer condiționat, avem numai vară, măcar sub aspectul ăsta. Nu știm ce înseamnă iarnă, am izgonit moartea, am izgonit orice ce înseamnă sfârșit și mergem numai pe bine, adevăr frumos, adică pe partea glorioasă a lucrurilor, pe partea luminoasă, astfel încât dacă ajungi cumva, Doamne ferește, la Vămiseu, psihoterapeut de orientare, așa zis, abisală, și care, evident, lucrează și cu partea întunecată, lucrurile devin destul de triste și pacientul dă să fugă. Dă să fugă, de fapt, de propria persoană, pentru că societatea actuală ne condamnă la formă de separație internă. Forme de separație internă care sunt generate de un stil cognitiv, prevalent cognitiv de a fi. De altfel, expresia discursului meu pe care l-au auzit în acest moment este cât se poate, numai din minte, nu știu ce rămâne cu inima mea și cu inima dumneavoastră, asta eventual o să o mai atingă dr. Zoia. Prin urmare, dacă vreți să continuați să mâncați, să mâncați de plăcere, pentru că dacă noi am mâncat numai alimentar ca să ne susținem existența, atunci mâncarea ar fi și fără gust și puțină. Cred că majoritatea dintre noi mâncăm de plăcere foarte mult. Și atunci, dacă mâncăm de plăcere, înseamnă că trebuie să avem un spațiu de acumulare. Spațiul de acumulare devine corpul nostru. Până ajungem la, sigur, recordul dorit e 400 de kg sau peste. Nu vă recomand. Însă, dacă vrei să poți să acumulezi, este necesar să ai un spațiu de acumulare și o igienă a acestui spațiu de acumulare. Asta înseamnă să fii capabil să dai drumul, să pierzi, să înlături. Ori omul actual nu mai are acest gest, nu mai are această posibilitate de metabolism al intrărilor, ieșirilor. Aici e tot o metaforă a tubului digestiv, intră și ieșiri. Suntem în societatea actuală, cred că este o societate semiconstipată. Scuzați-mi asocierea, însă cred că este sugestivă. Și atunci ne înnecăm cu propriile acumulări. Am aflat azi dimineață în cursul emisiunii de la dr. Zoia și vedeți, iau tot ceea ce am reținut ca să vă fac impresie și în felul acesta arogant să mă puteți considera, că în societățile de acum, nu știu, niște sute de ani, s-au numărat obiectele pe care le posedau individul. Erau 400. Astăzi, dacă vă numărați obiectele din propria noastră casă, bați pe 10.000. Strângem obiecte precum o cioară. Știți, am văzut o cioară, ia câte o piatră și o duce în cuib. Până când simțim că prin acea acumulare existăm și avem o consistență. Pentru că, de fapt, interiorul nostru, decuplat de profunzim, este un interior vid, gol. Am aflat săptămâna trecută de la doamna profesorul Mihai Minorescu că în centrul mandalelor desenată de moderni este un mare gol. Sunt sigur că prin aceste conferințe și mai ales pe măsură și să ajungem la numărul 100, nu o să mai simțim niciunul dintre noi acest mare gol. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare excepțională.